Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi. Vreau să zic că timpul pe care l-am petrecut aici a format niște ani foarte binecuvântați din viața mea. Nu pot să zic că au fost cei mai frumoși, pentru că cred în faptul că viața devine din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce timpul trece, dar pot să zic că au fost niște ani plini de frumos, în care am învățat foarte multe lucruri, printre care primul și cred că cel mai important, care o să mă ajute absolut toată viața, e faptul că am învățat să-L înțeleg pe Dumnezeu ca pe ceva real și ca pe cineva care e lângă mine și îmi dă izbândă chiar și atunci când mi se pare absolut imposibil să reușesc. În al doilea rând, am învățat disciplina. Asta, cum spunea și Sebi, am învățat-o prin muncă. Și mi se pare un lucru foarte important să înveți să faci lucrurile pentru că știi că trebuie, nu neapărat pentru că îți dorești să le faci. Și, în ultimul rând, am învățat că tot ceea ce facem, trebuie să facem cu excelență. Pentru că cred că ăsta e un lucru din Dumnezeu și cred că e o lucrare pe care ne-a dat-o absolut fiecăruia dintre noi. Și în final vreau să vă zic că locul ăsta o să rămână mereu un loc foarte drag în inima mea. Mulțumesc! Eu sunt o fire foarte practică și am văzut aici că se întâmplă lucruri practice, nu-i doar teorie. Adică am văzut că oamenii se schimbă pe bune. Am auzit chiar în seara asta că profesorii se schimbă, nu numai elevii. Și asta mi-a plăcut foarte mult și m-am întrebat oare de ce, oamenii aici când vin se schimbă și profesori și elevi. Și așa, după capul meu, mi-am dat seama că sunt două mecanisme prin care oamenii se schimbă aici. Unul dintre ele sunt mentorii, cum zicea și Alin prima dată, mi-a luat ideea. Cred că cel mai funcțional mod de a educa este prin mentori. Eu m-am schimbat cel mai mult prin mentor și prin faptul ăsta că am stat lângă oameni pe care îi apreciam și la oameni la care învățam. Și cel de-al doilea lucru este munca. Când am venit aici nu știam exact cine sunt, ce pot să fac, ce abilități am, ce aturi, unde vreau să merg. Multe din întrebările astea s-au găsit de răspuns prin muncă. Mi-am dat seama că pot să fiu responsabil, mi-am dat seama că pot să am grijă de câțiva elevi, mi-am dat seama de atribuțiile pe care pot să le iau. Ce să vă zic mai mult? Că, în afară că mi-a plăcut foarte mult, mi-am dat seama ce vreau să fac aici. Asta văd că lipsește în, cred că, 99% dintre școli. E doar teorie, mergi, vii acasă, nu ți s-a schimbat viața cu nimic. Mai mult... Chiar nu am ce să mai zic. Mulțumesc și eu. Pașa domnului. Întrebarea era cum a schimbat pe mine Integritas. Și m-am gândit să schimb puțin întrebarea la cum m-a ajutat pe mine Integritas să schimb pe alții. Și gândindu-mă la acești 4 ani care am petrecut aici, mă gândeam la toate momentele care Dumnezeu m-a pus la probă. Chiar și momentul în care m-am botezat. Și am făcut... Mai sus? Ah. Și m-a trecut prin mai multe, care mi-au dat multe lecții. Și văzând că se apropia ziua absolvirii, din când în când mai venea câte un coleg și îmi spunea: auzi, Carlos, să știi că mi-a fost un bun exemplu cu asta. Sau, măi, nu ți-am spus până acum, dar să știi că m-ai inspirat mult cu asta. Și prin mai multe. Și prin asta m-am bucurat foarte mult să văd că Dumnezeu aici m-a format ca o influență bună și mă bucur că și în ziua de astăzi văd pe mai mulți din vechii colegi care sunt un exemplu în societate și încă formează Domnul aici tineri cu influență bună. Amin. Am să răspund și eu pe scurt, foarte pe scurt, cum m-a schimbat pe mine liceul ăsta. Prin clasa nouă, cam așa, ajunsesem să enervez cam toți profesorii de aici și nu era deloc de bine. Și secretul care m-a ajutat totuși să mă schimb, să fac ceva și să mă dezvolt în acest liceu a fost schimbarea perspectivei prin care vedeam toate lucrurile. E un lucru dificil pentru un copil când ajunge la acest liceu să ia în calcul
toate punctele de vedere ale profesorilor și să înțeleagă cu adevărat eforturile pe care le depun și motivația din spate. Și abia când ajungi să faci lucrurile astea, poți să ai încredere în profesor și să poți fi schimbat. Ce v-a spus Edgar e foarte sumar. Înmulțiți cu 10 și văd cam cum s-a schimbat el la Integritas. Mulțumim. Dacă, nu știu dacă vă interesează cum a schimbat pe mine Integritas, mi-a schimbat tot, de la principii până la felul de gândire, până la comportament, până la prieteni. Toată viața mi-a dat-o peste cap, sper că-mi bine. Și m-a făcut să gândesc în ansamblu. Să nu văd lucrurile doar din perspectiva care îmi place mie, nu? Că ăsta e cel mai ușor. Să vezi doar de cum îți place sau cum îți convine. Și să, așa și să studiezi, așa și să vorbești cu prietenii tăi, așa și să vorbești în față sau orice alt lucru. M-am învățat să privesc din ansamblu obiectiv. Am stat așa și m-am gândit cât de mult m-a schimbat, cât de mult m-a schimbat Integritas. Mi-am pus niște baze aici, mi-am pus niște principii aici, m-a ajutat să îmi găsesc drumul pe care aș vrea să-l urmez în viață și cel mai frumos lucru pe care l-a pus Integritasul a fost să-l pună pe Dumnezeu mai profund în viața mea. Integritasul, când am venit prima oară aici, a fost ca o familie. Și știți cu toții că într-o familie nu toate lucrurile sunt perfecte. Au fost dăți în care au fost mici conflicte, să le zic așa, între elevi și profesori, dar mulțumesc Domnului că mi-am dat seama și între mine și unii profesori au fost niște neînțelegeri, dar mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să mă învețe ceva prin ei și am zis, băi, ceea ce mă învață oamenii e de bine. Vreau să le dau o învățătură celor mai mici ca mine și anume să nu fugiți niciodată de lucrurile grele. Să nu fugiți niciodată de încercări, pentru că din încercări veți învăța și din încercări am învățat cele mai multe lucruri pentru viață. Încercările te ajută. Dumnezeu știe de ce te trece printr-o încercare. Dumnezeu știe de ce îți dă un lucru greu de făcut, pentru că știe că prin acel lucru caracterul tău va fi șlefuit și știe că prin acel lucru tu vei fi mai bun și vei fi cu un pas mai aproape de cer. Aceasta vă doresc fiecăruia dintre voi și Domnul cu noi toți. Amin. S-a pomenit destul de des despre schimbare, despre cum s-au schimbat oamenii și cumva și eu o să mă leg de asta. Dar spunând cum anume m-a schimbat pe mine Integritas sau ce a fost Integritas pentru mine ca să poate să mă schimbe. Sincer, foarte greu și nu mi-a plăcut deloc la început. Dar de ce? Pentru că m-a scos din zona de confort. Asta e... Cred că e ceva foarte nasol și nimănui nu-i place să iasă din zona de confort, dar pentru schimbare e nevoie. Așa că Integritas pe mine m-a scos din zona de confort. Când am venit eram mai antisocial, nu prea vorbeam, nu prea eram cu prieteni. În schimb, acum pot să zic că m-am schimbat la 180 de grade. Și dau slavă Domnului pentru asta. Amin. Aceasta e a doua mea casă și o să-mi fie foarte dor și de oamenii de aici, după ce o să termin. Și Integritas o să aibă un loc în inima mea toată viața. Așa că vă încurajez să nu vă fie frică să faceți un pas pentru că vă gândiți oare ce o să se întâmple sau nu sunteți siguri. Dacă e voia Domnului să ajungeți într-un loc ca acesta, El o să o poarte de grijă și o să fie alături de voi și o să aveți cei mai tari ani din viață. Amin. Așa că ieri mi-a pus întrebarea ce înseamnă Integritas pentru mine și chiar dacă o să sune clișeic și repetitiv, e a doua familie, a doua casă. Aici petrecem 9 luni din an, avem prieteni, aici creștem împreună și sabatul trecut am avut ocazia să prezentăm liceul și câteva experiențe la o biserică adventistă din Milano. Și într-una dintre pauze, împreună cu colegii și cu doamna dirigintă, am ajuns la concluzia că cel mai frumos lucru pe care îl avem la Integritas, cel mai fain, pentru care suntem cei mai recunoscători, este mediul și oamenii pe care îi găsim aici.
în fiecare zi, în fiecare dimineață, de cum te trezești, oamenii cu care interacționezi, vezi ceva special în ei. Vezi câte o picătură din caracterul lui Dumnezeu, atât în staff, în membrii staffului, cât și în elevi. Și cred că peste ani, când ne vom aduce aminte cu drag, sigur, de orele de curs, de vocațional, de solar, de ce nu ne plăcea, de nemulțumirile pe care le aveam, ceea ce va conta în final va fi relația pe care o avem cu Dumnezeu și relația pe care o avem cu cei din jur. Amin. Eu am aflat de Integritas acum 3 ani, cred că de la Luisa, verișoara mea, care a venit aici în a noua. Și înainte, în clasa 8, am venit și eu în vizită să văd ce e aici. Și mi s-a părut atât de fain, deci toată lumea era, stăteau aici ca o familie. Și mai ales la capelă mi-a plăcut. Țin minte când s-a făcut lecțiunea și eram pe grupe. Și numai biserica plină de tineri. Aia m-a impresionat cel mai mult. Și vreau să zic că un lucru important când mi-am ales liceul a fost că vreau să am prieteni care să fie după voia lui Dumnezeu, cu care să cresc împreună și să nu mă tragă în jos. Și asta mi-a plăcut că am găsit aici. Aici, din Integritas, anul trecut, am venit din a noua, m-am dezvoltat și pe plan academic, dar pe o tonă de alte planuri. Am învățat să relaționez cu colegele de cameră, să mă înțeleg cu profesorii, să merg la solar și dacă nu am chef. Și Integritas nu e un loc care e roz, e perfect. Nu e perfect. Am avut momente grele în care veneam de la solar și îmi ziceam, ce caut eu aici? Am venit de la Timișoara, de la bloc, de la oraș mare și vin la solar 3 ore pe zi. Dar cred că cel mai important lucru și probabil motivul pentru care eu încă sunt aici este pentru că aici m-am apropiat mult mai mult de Dumnezeu. Datorită oamenilor și programului și altarelor și mai ales pregătirii de botez, eu am avut privilegiul să mă botez anul trecut și să am o relație foarte bună cu Dumnezeu. Și în final vreau să zic că nu cred că merită să vii la Integritas dacă nu vii pentru partea spirituală. Dacă nu îți propui ca aici să crești. Amin. Când vin aici, mă simt fericită și am pace și oamenii de aici mă ajută să cresc, mă ajută să mă dezvolt. E un loc în care pot să-L cunosc pe Dumnezeu și aici, în fiecare zi și în fiecare loc, îl descoper pe Dumnezeu mai bine. Și anul trecut a trecut foarte repede, dar am învățat multe lucruri într-o perioadă scurtă de timp. Iar sunt sigură că în timpul pe care îl mai am la dispoziție aici, o să învăț și mai multe lucruri, o să mă dezvolt și mai mult, o să ajung așa cum Dumnezeu dorește să fiu și asta mă ajută să merg înainte. Când știu că locul ăsta este locul cel mai potrivit pentru mine în care pot să mă dezvolt, îmi dă putere, îmi dă așa un sprint, nu știu, e ceva care mă face să am pace și îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pentru acest loc. E un loc minunat, cu tineri, cu prieteni, cu oameni care îți sunt ca niște părinți atunci când nu i-ai alături de tine. Și muncim împreună, învățăm împreună, cântăm împreună, dormim împreună, mâncăm împreună. E foarte fain. E ca și când ai avea 80 de frați. Și eu dintotdeauna am vrut să vin aici. De când am aflat de locul ăsta, nici nu m-am gândit prea mult. Am zis că bine, aici vin. Și m-am pregătit și am intrat și eram atât de fericită. Era exact așa cum mă gândeam că este și chiar mai mult decât ceea ce credeam că e. Iar prietenii pe care i-am făcut aici, relațiile pe care le-am făcut aici și tot ce este aici a fost pentru binele meu. Totul s-a întâmplat pentru un scop și îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că sunt aici, îi mulțumesc pentru prietenii mei, pentru membrii din staff care m-au ajutat atunci când am avut nevoie de ei, pentru profesori și pentru orice lucru de aici. Amin. Eu sunt doar de 3 luni aici, așa că probabil nu am foarte multe de spus, deși am. Așa. Deci,
Întrebarea mea era cu ce m-a ajutat Integritas. Ei bine, hai să începem de la început și o să încep cu preferata mea, trezirea. Deci, am observat că câteva chestii legate de trezirea asta. Când mă trezește Sergiu, mi-e așa greu să mă ridic din pat. Dar am făcut așa un mic test. Hai să mă trezesc, să zicem, o dată pe săptămână să mă trezesc singur. De capul meu așa. Ok, și am încercat și chestia asta și am observat că ziua merge mult, mult mai bine când mă trezesc singur. Și îmi place foarte mult chestia asta cu trezirea, pentru că mi-a intrat așa în mine să mă trezesc la o anumită oră. Bine, uneori e enervant în vacanțe, dar e ok. Așa. Bun, după aceea e telefonul. Da, se simte lipsa, e adevărat. Faza e că eu foloseam destul de mult, să zic așa, telefonul acasă și acum, când nu-l mai folosesc, am văzut că atunci când sunt acasă și chiar când sunt aici, sunt foarte prezent. Eu de obicei sunt capul cam în ori, să zic așa, dar am văzut că atunci când nu am telefonul, sunt mult, mult mai prezent. De exemplu, lucram cu tata uneori, îmi cerea un trafalet, eu îi dădeam maxim ciocanul. Deci, acum, îmi place foarte mult ideea asta, e fără telefon. Într-un fel. Așa. Acum, urmează vocaționalul. Și aici am observat o chestie. Deci, mi-a intrat solarul ăsta așa în sânge, că atunci când ajung acasă, trebuie să fac ceva, trebuie să pun mâna să fac ceva, că nu pot sta așa de unul singur. Ok. Și după, urmează relația mea cu Dumnezeu. Nu pot spune că aveam cea mai bună relație cu Dumnezeu la început, înainte să vin aici, dar și prin colegi, prin exemplu și prin domnul Mihai, am început să-L cunosc și am început să fiu mai curios. Sau uneori se întâmplă din ce în ce mai des chiar să-mi răspundă la întrebări și mă ajută foarte mult. Și îmi place foarte mult chestia asta. Pentru mine Integritas mai înseamnă implicare. Implicare din partea profesorilor și a staff-ului în viața elevului. La școala de stat, cât am făcut în general, nu am observat o implicare din partea profesorilor în viața personală a elevului. Însă ce am apreciat aici foarte mult este felul în care fiecare persoană din staff încearcă să te ajute, vrea să vadă cum poate să aibă un impact în viața ta, cum poate să-ți răspundă la întrebări și acesta e un lucru pe care eu l-am apreciat și l-apreciez din tot sufletul meu. Faceți lucrurile cât de bine puteți, bucurați-vă de timpul pe care îl aveți și nu îl irosiți, pentru că nu o să-l mai aveți altă dată. Pentru că anii acestea tinereții sunt ani în care o să aveți experiențe și o să vă formați relații ca niciodată înainte. Și pentru mine, cel puțin ultimii 2 ani, un an jumate, a început de-abia să fie o binecuvântare, pentru că m-am uitat doar la lucrurile negative și lucrurile rele pe care mi s-au întâmplat, în loc să văd binecuvântările pe care pot să le am sau pe care le pot dâmbâni din partea lui Dumnezeu. Așa că faceți cât de bine puteți și, în mod special, nu aruncați viața voastră pe lucrurile de nimic care de multe ori ni se par interesante pentru că nu merită. Bucurați-vă și, în mod special, predați-vă viața lui Dumnezeu.